Bună ziua! Astăzi vom învăța despre editarea unui document în Microsoft Word și Google Docs. Pentru a adăuga o imagine în Microsoft Word, de la meniul Insert vom alege opțiunea Picture, This Device, selectăm imaginea și o adăugăm. În Google Docs, de la meniul Inserare, alegem opțiunea Imagine, încărcați din computer, selectăm imaginea și o adăugăm. Să explorăm împreună câteva proprietăți ale imaginilor. Ajustări de culoare și efecte artistice. Stiluri de imagine. Bordură. Poziționarea imaginii în pagină. Rotirea imaginii. Tăierea imaginii. Dimensiune. În Google Docs avem următoarele proprietăți. Culoare bordură, grosime bordură, stil linie, decupare, dimensiune și rotire, încadrarea imaginii în text, recolorare, ajustări, luminozitate, contrast. Să stabilim pentru imagine o bordură de culoare albastru închis și grosime 3 puncte. Încadrați textul în jurul imaginii. Încercați singuri.